Balac în acțiune, urmărit de Antonioni. Pasă adresată lui Giolgău. Balac. A trecut de Petreca, îl are în față pe Gentile. Așează spre Ungureanu. Aud Tardelli. La marginea careului, balon oprit de Ungureanu. Luptă Balac cu Marini. Balac din urmă vine Beleni. Triplat pe Marini. Pasează sub timp lui Beleni. Cămătaru încearcă un 1-2 cu Beleni. Dar mijlocașul nostru comite hand, involuntar. Curs lui Balac. L-are în față pe Gentile. Obstrucție. Balac o pasă cu tâmpâiul adresată lui Klein, Balac. Balac este faultat de Cabrini. Foarte bine face Balac că încearcă să păstreze valorul în astfel de situații. Întreaga noastră echipă a jucat inteligent în repriza a doua, nerepezindu-se peste italieni și lăsându-i să facă ceea ce ei de obicei nu fac, să atace. Ai noștri au fost mai tari, mai aprici. Și în acest moment partida s-a terminat. România vince Italia. Victorie mare! Victorie mare!